O, fie adevărat ceea ce am cântat, să-L iubim cu adevărat pe Domnul. Vă reamintesc, la tinerețe, când se alege profesia, când ai ales și vrei să muncești, când ești în deplină capacitate intelectuală și fizică, să muncești. Apoi, din ceea ce câștigi, mai întâi să nu uiți să dai partea Domnului și acelui nevoiaș, să-L cinstești pe Domnul cu averile tale, spune în Proverbe 3, iar din ceea ce rămâne, să vezi cât este pentru cheltuielile curente, pentru economii, având în vedere ziua de mâine, și pentru investiții, gândindu-le așa la un poi mâine. Rămânem pe acest domeniu, abordându-l dintr-un alt punct de vedere. Toate cele spuse până aici, sau care s-ar mai putea spune, ne învață că raportându-ne la lucrurile materiale trebuie să fim cumpătați. Înătit în capitolul 2 este scris pentru câteva categorii de vârstă în parte. Se adresează apostolul cu privire la bătrâni, versetul 2, Tit 2. Și între altele spune să fie cumpătați. În versetul 5 se spune femeilor, cele în vârstă să învețe pe cele tinere și cele ce învață, ca și cele ce lasă învățate, deci să aibă această calitate, să fie cumpătate. Și în mod distinct și concret, versetul 6, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Adică să fie făcute toate cu o măsură înțeleaptă. Ce înseamnă asta? Muncă nici prea multă, nici prea puțină. Somn nici prea mult, nici mai puțin. Economii, de asemenea, nu prea mult, investiții cu măsură. Asta în toate domeniile. Nu forțați nici creierul, nici mușchii. S-a întâmplat uneori că studenți și-au forțat capacitățile intelectuale și au ajuns în sesiune la psihiatrie. Alții și-au redus până sub minimul necesar perioada de somn. Să spun și că alții s-au suplimentat-o. Așa de ce leneșul, că se mai doarmă numai puțin și nici cu cea sornicul nu se învârte mult odată. Dar se tot învârte. Și scrie acolo în cartea Proverbele, exemplu în capitolul 24, zice în versetul 34 că vin doi bandiți. Sărăcia ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Și îl arestează pe bietul om. Omul acesta, scrie aici, spunea versetul 33, să mai doar puțin, să mă ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile, toate erau cu puțin. La 5 minute cu 5 minute și încă 5 minute sunt un sfert de ceas. De 4 ori pe atâta e un ceas și cu 12 faci de la întreagă. La dumneavoastră, unde există riscul pierderii cumpătării? Pe plus sau pe minus? La învățătură sau la muncă? Zice înțeleptul în Proverbe, scuzați, în Eclesiastul, citim tot în scrierea cealaltă a lui Solomon, capitolul 10, versetul 17. Fericit de tine țară, al cărei împărat este de neam mare și a cărui voivos mănâncă la vremea potrivită, ca să-și întărească puterile, nu ca să-ți dea la beție. 12 cu versetul 12. Încolo fiul ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai sprăvi și multă învățătură, obosește trupul. Așa este și în cele sfinte. Exemplu, nu este indicat să postim până la deshidratare. După cum nu este indicat să fim sub limita necesară de post. La fel și cu rugăciunea și cu toate celelalte. Cumpătarea. Echilibrați. Vom fi așa? Vegheați unii asupra altora.
Vi s-a întâmplat să dormiți mai mult decât trebuie? Măi, dacă toți vreți să dormiți mai mult, nu dormiți dimineața mult, culcați-vă seara mai degrabă. Și spune că e mult mai sănătos. Eu chiar cred. Dacă există riscul să vă prinde lenea, asta e tot de la o lipsă de cumpătare. Și dacă vreți, băieți, să mai spun vouă, nu vă forțați și luați doi sarci de ciment odată, că după aia să rulți, să duceți cu plasa. La pungă de 5 sau de 10 litri, kilograme, nu? Nu vă luați după ceea ce este în spor, de exemplu. Tot timpul să se domoare recordurile. Să zicem și de șofat cu viteza, nu? Dar pentru cine stabilite limite de viteză? Nu pentru cei care sunt necumpătați. Știți că este necumpătare și la mâncare? Asta la băieți mai mult se întâmplă, nu la fete, nu? La fete poate când de uneori de la depresie, ori nu mâncă, ori prea mănâncă. Crim probleme să spui un cuțit în gât. Nu, e periculos. Mai bine tai unde trebuie. Eu am fost uimit și m-am interesat. M-am făcut pe neștiutorul. Știți că unii care le crește abdomenul foarte tare, este o anumită operație să mai taie din stomac. Și eu m-am interesat. Băi, dar oamenii dacă ar mânca mai puțin și nu și-ar umple stomacul, n-ar scăpa de operația asta și organismul nu s-ar restrânge el? Și ba da! Eu m-am tot mirat. Cum adică să nu fie în stare omul să mănânce mai puțin? Mai degrabă să ajungă să accepte să-i facă operații și la ăștia grăsuți. Nu e ușor să faci o operație, nu? Că în loc să tai el din bucata de carne, trebuie să-i tai doctorul din stomac. Mai cumpătare asta? Unii nu sunt cumpătați la a bea suc, de exemplu. Este suc de care nu ar trebui să guști. Că ar fi ceva bio, dacă nu apă. În toate, dragii mei, cumpătare. Nici prea mult, nici prea puțin. Doamne, dă-ne chipzuința aceasta. Eu obișnuiesc să spun că e bine să respectăm și ziua și noaptea, că în săptămâna în care a creat Dumnezeu omul, a creat și ziua și noaptea și sunt făcute pe măsură. Cum spune Psalmul 104, omul iese la lucrul lui până seara. Atât. Dar dacă depășim limitele, mai e o mare problemă cumpătarea cu accesul la internet, așa-i? Aici unde fi cumpătarea? A fi cumpătat nu înseamnă să iei tu media celorlalți internauți și să vezi care e media când stau și alții pe net și tu te duci pe nota asta, nu? A fi cumpătat înseamnă să ai capacitate să ieși imediat și ți-ai verificat e-mailul sau ți-ai trimis documentele sau ai cercetat. Înseamnă control, stăpânire de sine. Spune în Proverbe, capitolul 16, versetul 32, partea finală, cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Și scrie și despre opusul acestei stări, 25:28, omul care nu este stăpân pe sine. Adică nu-și poate comanda. Știe ce e bine, a auzit, dar nu poate respecta limitele. Nu se poate opri. Câte unii nu se pot porni. Un astfel de om este ca o cetate surpată și fără ziduri. Doamne, dă-ne harul să vedem linia albă de pe mijlocul drumului. Ca să nu ne ducem nici în dreapta, nici în stânga. Amin? Un alt principiu sau altă caracteristică sau calitate, ziceți cum vreți, legată de lucrurile materiale, este binecuvântata mulțumire. Să citim întâi din Proverbe, 15:15. Toate zile cele nenorociți sunt rele.
Dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Vă simțiți bine la nuntă? La nuntă poți fi ca și invitat sau poți fi ca mire și mireasă. Eu zic că dacă ești bucuros tare, tare, o să fii ca o mire. În ziua când ești mulțumit sau ca o mireasă. Mulțumită că ți s-a împlinit visul. Și ai niște speranțe, nu doar regale, edenice. Dar când ți-ai pierdut mulțumirea, poți să ai oricât ai avea. Tu nu te bucuri de ce ai. Ți se pare că ai economisit prea puțin? Că n-ai ce investi? Să vă dau un exemplu foarte clar. Deschideți cu mine la Estera 5. Scrie din Estera 3 că s-a instituit un nou post, probabil ceva de prim-ministru, de vicepremier, nu știu. Și Haman avea un scaun mai pe sus decât ceilalți, numai tronul regal era mai sus. A venit ziua în care s-a bucurat enorm că regele a fost invitat la masă de către regină și el a fost singurul acceptat alături de rege. La urma urmei, în invitația aceea nu era nicio diferență între rege și el, amândoi au putut să mănânce în voie. 5:9. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Câștigi bine într-o zi, poți să fie că primit o mașină cadou. Sau un costum de haine, ce plăcut ție. Dar când am văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie, s-a dus acasă. Observați? A spus apoi nevestei și prietenilor, mâine e același regim de viață. Singur invitat împreună cu regele la masa specială. Dar dacă ăsta de la poartă nu se închină, am zis ce a spus el. S-a stăpânit pe moment, 13, dar toate acestea n-au pentru mine niciun preț. Câte vreme voi vedea pe Mardoheu de la cele așezat la poarta împăratului. Tot ce ai n-are preț dacă nu ești mulțumit. Altul are altă haină. Spunea un prieten. Om cu bani, patron, s-a pocăit și el și soția, slavă Domnului. Și într-o zi mergea într-o călătorie de afaceri cu un altul nepocăit. Și nepocăitul zice, băi, i-am văzut pe nevastă ta, îmbrăcat așa, în fustă, până jos, aproape, batic. Acum umbla înainte. Și nevastă mea. Și fratele spune, eu nu impun un regim anume soției. Ea se îmbracă. Are ce-i trebuie. Dacă are nevoie, schimbă și ea garderoba. Și la asta se gândește puțin și spune, se ții mult mai bine ca mie. Păi a mea, dacă vede o reclamă la și casă de modă la Paris, și zic, comandă urgent. Și când vede că are și alta din România, nu mai cumpără. Altă casă de modă. Sau altă apariție. Observați? Nemulțumirea face pe om nefericit chiar cu mult. Dar poți să fii mulțumit și cu puțin? Apostolul Pavel spunea, Filipeni, capitolul 4. E o scrisoare din închisoare. Filipeni 4, versetul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. E vorba de cadou care l-a primit de la Macedonie. Căci m-am deprins să fiu mulțumit. Deci trebuie să ne impunem un anume regim, că totul este cum scriem noi aici în program. Cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug, să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Să fii mulțumit cu cât ai. Mâncare și că să nu ne fie frig în iarna asta avem toți, nu? Și dacă e vorba de mașina ta, 1 Timotei, capitolul 6. O, dacă ați pricepe, măcar ideea asta în seara asta n-ați venit degeaba. O să vă întorceți acasă bucuroși. O să spuneți, mâine e ospăț. Cu ce o să am? E ospăț la mine. 1 Timotei 6 cu versetul 6. Negreșit. Evlavia, adică o stare
de om duhovnicesc care se roagă, îi place adunare, îl pasionează lucrurile sfinte, trebuie să mai aibă ceva ca să-l împlinească pe om. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Și dacă întrebați, cine are câștigul cel mai mare? Omul mulțumitor, pentru că le socotește că are destul. Au fost chestionați oameni cu bani mulți. Și-o zis, când ai bani? Câți bani vrei? Ceva mai mult decât am. Și niciodată n-ajung să prindă gustul mulțumirii. Spune, suficient. Cineva a dus niște bani la o femeie văduvă. Și dumneavoastră i-a desfăcut plicul și a numărat banii așa ca bătrânii, știi, pus-o câte o bacnotă pe masă. Ăsta-s, bă, dar asta-i corect, sunt numere banii că ți-i dau. Da? Bine că a tăcut. Sora numără și se oprește din numărat și numără și pune în altă grămadă. Ce vrea să fac? Ce mie ăștia mi-ajung, ăștia-i dai la alții, la cine vrei. Păi și nu m-am gândit că gândește așa. Omul mulțumit e fericit că are destul. Spune aici, dar dacă avem opt, cu ce să ne hrănim, cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Și asta e mare pacostea lumii noastre. Nu e de ajuns. Dar cine trebuie să stabilească că e de ajuns? Tovarășa mulțumirea trage linia și spune, până ce? Destul. Că cei ce depășesc această limită, cei ce vor să îmbogățească, nu neapărat că cine se îmbogățește, cine are tendința asta, că spune versetul următor, iubirea de bani e problematică. De ce iubește omul bani? Nu se satură. Vă amintiți? Cine a zis și unde scrie, cine iubește argintul, nu se satură? Niciodată de argint. Bill Gates și Elon Musk și cu alții o să spună, băi, oh, nu știu ei de asta. Ei fac concurs, nu? Și când o să ajungă la cimitir, intră alți concurenți la fel de nepricepuți. Căci concursul nu e pe direcția asta. Ținta este în cu totul altă direcție. Să găsești mulțumirea care se bazează pe încrederea în Dumnezeu. Ascultați-mă bine ce vă spun. S-ar putea să vină vremuri mai critice, descoperirile au fost că se taie pâinea în două și apoi se va face și felii. Asta nu mă bazez doar pe o profeție, scrie în Biblie, e un cal anume care are o culoare cu foamete, nu foame, foamea cu foamete nu-i tot una. Iată ce scrie în Evrei 13. Nu uitați că o să vă aduceți aminte când o să fiți în nevoie. 13 cu versetul 5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Muncim, dar până la altă ne mulțumim cu cât avem. Căci El, Dumnezeu, El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Binecuvântat să fie Domnul care veghează. Mărire Domnului! Să vă spun un caz. Ce înseamnă, cred eu, să nu fii iubitor de bani? Îl cunosc îndeaproape cazul. Mă sună un frate în județul Timiș și spune, vreau să vin mâine până la tine cu un alt frate, avem o problemă specială de rezolvat la Arad. Ce frate, uite, omul acesta a cumpărat ieri o mobilă second. Și când a dus-o acasă, să o monteze, a găsit într-un sertar 95.000 de euro. Eu am văzut bani. Omul n-a mai dormit toată noaptea, ața bani, n-au fost în casa lui. Mergem să găsim omul de la care am cumpărat mobila. Era un medic care a zis, n-am știut de ei. Mobila din apartamentul tatălui meu, el a locuit în ultima vreme cu o altă femeie și știam că am un apartament încă de vândut, dar m-am gândit că poate da banii ei, nu știam de ei. Cum de mi-ați adus înapoi? Noi suntem pocăiți. Așa ceva mă miră. Dar fratele diacon a avut suficientă înțelepciune și a zis, deci dumneavoastră nu știați de banii ăștia? Nu. Înseamnă că sunt un venit pentru dumneavoastră, nu? Un câștig, da. Să vă spun, noi nu ne însușim venitul altuia, dar noi din ce câștigăm, dăm 10%. Și doctorul i-a sărit fisa și a zis, bine, și eu îi dau 10.000 de euro la omul care mi-a dus banii înapoi.
Și-a câștigat fratele nostru 10.000 de euro, așa, frumos, mulțumit. Ce-am fi făcut noi? Să zică bine că noi am găsit noi, că poate nu știam ce să facem? Poate. Dar ascultați-mă bine, mulțumirea are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu, că atât am găduit Dumnezeu să avem la un moment dat. A fi nemulțumit înseamnă, cum se vorba în popor, că îi scoți ochii cuiva. Mai de ce nu mi-a dat Dumnezeu mai mult? De ce a dat la altul mai mult? E treaba lui. Un proverb spune că o mare bogăție este o mare sclavie. Trebuie să porți grijă, nu? Pe cel bogat nu-l lasă în buibarea să doarmă. Ce mai scrie acolo? Că la muncitorul cu ziua somnul este dulce. Veți fi mulțumiți? Măi, fetelor, ce se vor bucura băieții să aibă o nevastă mulțumită? Să nu spun, da, trebuie să ne cumpărăm și asta, dar n-am nici pe cealaltă. Îmi spunea un păstor după Revoluție, a dus o mașină la o familie săracă. Și mai crezi că o să se bucure, o să țopă în jurul mașinii? Și se învârte sora de jur împrejur. Zice către fratele care au huse n-are. Și, ce m-am necăjit. Măi, n-a avut mașină niciodată, așa cum ai bai că n-are huse. Oh, tot mereu mai spune de un bătrân care avea o vorbă. Greu e să fii cu minte. Și unii ori să fii mulțumit, nu-i ușor. Te chinui întâi pe tine. Necăjești pe cei din jur. De ce n-ai făcut asta? Mulțumiți-vă cu ce aveți. Dar încă scrie în Biblie, Efeseni 5:20, 5:18, mulțumiți-Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Se pare că dacă noi am mulțumit la rând pentru toate, am avut sâmbătă la Cluj o întâlnire cu niște frați în vârstă, au o jertfă de mulțumire și am avut un cuvânt cu titlul Învață să mulțumești ca să fii mulțumit. Ideea centrală era următoarea. Când enumeri tot ce ți-a dat Dumnezeu și înveți să mulțumești și pentru asta și pentru cealaltă, ai șanse mai mari să ajungi mulțumit, să-ți dai seama. Se spune că un om și-a pus ferma de vânzare. A angajat un agent imobiliar care, știți, a împănat așa frumos un anunț și când a scris anunțul, a zis cel ce vrea să vândă, dacă așa de bine este ferma mea, nu mai vând. Că totul e din felul în care privești, nu? Agentul imobiliar a scos în evidență anumite aspecte pozitive ale fermei. Le putem găsi și noi. Amin? Doamne ajută! Apoi dacă o să fim și cumpătați și o să fim și mulțumiți, apoi o să le placă la oameni să stea la noi acasă ca și la împărăteasă din Seba să mai stea la Solomon. Să fii fericit de oameni care locuiesc la tine. Și un ultim aspect, probabil până la urmă 7, dacă bine le-am numărat, da? Lepădare de sine în raport cu lucrurile materiale. Vă rog să rețineți, relația cu lucrurile materiale are de-a face și cu relația spirituală și cum am amintit din când în când și cu relația familială. Nu poți fi un adevărat credincios, indiferent care este atitudinea ta față de bani. Nu-i drept ce spunea Voltaire că în ce privește banii toți oamenii aceeași religie. E grav dacă e așa. Înseamnă că mamona ne-a subjugat. Aici e vorba de lucrurile materiale. Și unde este comoara, Matei 6:21, acolo și inima. De felul în care te raportezi la cele materiale, te dezvăluie care ți este relația cu Dumnezeu, identitatea ta spirituală. Lepădarea de sine în raport cu lucrurile materiale o putem observa, de exemplu, la tânărul bogat, Marcu 10. Bunule învățător, vreau veșnicia. Foarte bine. Știi poruncile. Nota 10. Este 21. S-a uitat Domnul la el așa ca la un medic care citește, nu doar așa prin ochi și prin aparate. Și l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru.
du-te de vinde, dar nu ca și cei din biserica primară ce voiau o goară. Restul rămâneau lor, vorba lui Petru, că era nea, nu puteai să nu o vinzi. Vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, nu faci ceva învârtit și ajungi iară bogat. Îți iei crucea, vii după mine, te faci ucenic și mă urmez. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. I-a spus să vândă tot și s-a întristat de tot. 100%. Și a zis, Domnul, cât de a nevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, versetul 24, cei ce se încred în bogății. Toate sunt bune. Să le dai bine, să economisești bine, să investești bine, dar când ți se iau pe nedrept și ești deposedat de ele, oare mai fi și asta bine? Am fi stare să suportăm. Scrie în Evrei 10 că unii, hai citim, poate crede mai bine, Evrei 10, versetul 34, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Și nu ceva numai ce ține de istorie, sunt sate prin Africa, vin musulmanii, atacă tot, unii mor acolo, alții fug cu o plăsuță sau cu mâna goală, și s-a dus moștenirea asta, ocupă ca în vestul sălbatic. Cum poți să primești cu bucurie răpirea averilor? Aștia erau lege și s-au gândit că acum scăpăm de muncă sau ce n-a fost asta? Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să poți să trăiești pe pământ, dar fără să fii legat de lucrurile materiale, asta e ideea de la urmă. Că într-o zi, a scris cineva pe zidul casei așa, în tencuială, să vadă când venea acasă, te voi părăsi. Mare adevăr. Dar, nu știu dacă va ajunge să fim deposedați de averi, vor veni în viitor și vremuri mai grele, nu neapărat pentru toți, nu știu când. Dar dacă pierzi ceva, asta e o mică probă. Ce faci? Îmi spunea un frate, și m-am dus în Italia, am pornit de la zero, era să mor de foame la început, am trăvit o săptămână cu un pachet de biscuiți. Știu povestea din gura lui. Am adunat bani, mașină frumoasă, mers în țară, smânsor. Am plecat cu soția să invităm rudenii la nuntă. Obosit, parchez mașina, intrăm în apartament, la rudenile ei, mă culc și visez că mi-a furat mașina. Nu se încheie visul și mă trezește unchiul soției. A, de unde ai parcat? Aici. Nu-i mașina acolo. Mergi la poliție și poliția spune, uite-i forma. Un vechi n-am găsit. Cu banii nea. A trebuit să amâni nunta cu jumătate de an. Totul pierdut. Te țineam la mașină, când mergeam de la Rădăuți la Vicov, o ștergeam și după praf, nu doar de ploaie s-o spăl sau după altă mizerie. Dar după aceea am tratat-o ca pe o mașină, orice altă mașină ce-am mai avut-o. În viață câștigăm, în viață pierdem, avem ori mai mult, alte ori mai puțin, unde ori îngăde Dumnezeu să ni se ia ceva. Sunt hoți, a spus Domnul, pe pământ comorile, rugină, moli, hoți. Te nedreptățește cineva și spui de-aia, meritam mai mult. Trebuie să împarți frățești. Spune-i fratele meu să împartă cu mine. Cel puțin de la bani să nu vă certați niciodată. Nu merită. Și Lot a luat ce a vrut. Genesa 13. Și în capitolul 14 ce s-a întâmplat? Alții au luat tot. Și Avram s-a dus și a recuperat tot. Și când primarul Sodomei a vrut să-i dea lui, știu eu, despăgubiri de război, a zis, nu, și-o mânca, băieți, și atâta tot. Nici o curea nu trebuie. Ridic mâna spre Dumnezeu. Să fii bogat ca Avram și să nu te marcheze asta, să treci cu lepădare de sine. Altfel, are diavolul la mână. Vei fi ca și copilașul acela că băgase mâna într-un vas, într-o oală, ceva, și plângea că nu pot scoate. Și te-a cum ai băgat? Păi am întins desile așa, pe tot așa întins desile așa, cum am născut. Dar scap banul.
Atunci să mâini cu mâna oală și umbli cu ea după tine, nu? Lepădarea de sine. Dar n-a spus Domnul Luca 9:23, dacă vrea cineva să vină pe mine să se lepe de sine. Și a vrut Domnul să-l păgubească pe tânărul bogat. Ce a spus? Rinde și vei avea o comoară în cer. Raportați-vă la lucrurile materiale ca la ceva vremelnic, de utilitate, dar de puțină folosință. Le folosim o vreme. S-au dus niște oameni la un bogat și au zis, auzi, dă-ne ceva din pădurea ta să facem biserică în satul nostru, un sat mai necăjit. E pădurea mea pentru mine, nu pentru voi. Că bine zici, a ieșit un bătrân maiesteț în față și zice, din pădurea asta mare și frumoasă, un lucru te întreb, care-i bradul tău? Ce-i bradul meu? A mea-i tot. A zis, nu, în cel mai bun caz o lași la copii. A tău-i numai un brad din care se face 4 scânduri. Ce l-ai ales? Ăla-i bradul tău și rest. N-ai ce face cu tot. Da? Zice Solomon, dacă i-a dat Dumnezeu cuiva, să-și ia partea lui. Ce a zis Iov când i s-au luat toate? Domnul? Păi câte animale au pierit acolo? Diavol, îi place să omoare și oi și câte toate. Domnul a dat. Domnul a luat. Crezut diavolul că l-are la mână cu lucrurile materiale. Dacă ei, îi iau, tu nimeni el. Și-a zis, nu. Tot el a fost. Iov era adevărat. Să vă dea Dumnezeu binecuvântare. Știu un tânăr căruia așa s-a întâmplat, locuia undeva mai departe și i-a călcat costumul pentru cununie, a rămas să fie călcat undeva de la familia unde locuia logodnica lui. Poate de emoție sau de bucurie calcă și ea pantaloni și a ars pantalonul. Și s-a gândit ea, ce o să fac acum când vine? Dacă mă ceartă, nu mă mai cunun cu el. Din fericire n-a spus nimic. Veți fi cuminți. Las că ne rugăm la urmă să fim cuminți, bine? Recapitulez și mă opresc aici. Să fiți harnici până aveți putere de muncă. Că altfel vă ispitește diavolul să faceți prostii, că sunteți obosiți, sunteți mai cuminți. Să nu uitați să dăruiți și Domnului și oamenilor. E din ce ați primit, e de la Dumnezeu toate. 1 Corinteni 12:9 a spus David, din mâna ta primim ce-ți aducem. Al treilea m-a spus să faceți și economii. Nu cheltuiți tot. Apoi, vedeți ceva investiții înțelepte. Nu uitați să fiți cumpătați. Și neapărat să fiți mulțumiți. Și când vine ispita și sunt toate de așa natură, să trăim cu lepădare de sine, că oricum la urmă le lăsăm dreptui. Se spune că Macedonul a cerut celor ce l-au îngropat să-l lase cu mâinile afară din sicriu. Zice poetul, să știe tot cortegiul care îl înconjoară, că deși o lume întreagă a câștigat din ea, nici o fărâmă n-a luat. Da? Asta e viața. Pentru că raportul cu lucrurile materiale, vă spuneam, are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu, cu relația noastră cu oameni, în mod deosebit cu cea de familie. Și fie ca în felul acesta satana să nu ne aibă, cum zice vorba românească, cu nimic la mână. Să fim liberi. Dumnezeu să vă dea îndurare și har. Amin.